În centrul unui sat situat la poalele Carpaților, pe sobrul fond verde al pădurii de braz, se ridică o biserică simplă, cu pereții exteriori ornați în frește, Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina Estului. Edificiul pare un evangheliar iluminat larg deschis. Astfel l-au vrut de mult picturi anonimi și cei care au comandat aceste picturi. Pereții tapisați cu frește trebuiau să figureze ochilor privitorilor învățătura Scripturii. Și tot astfel se prezintă ea astăzi vizitatorilor din lumea întreagă, emoționat să descopere în mijlocul unei naturi armonioase un edificiu încă mai armonios, ridicat de mai bine de 500 de ani de mâini inspirate, exprimând credința și lirismul lor în piatră și culoare. Biserica Mănăstirii Voroneț este ctitoria slăvitului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, construită în 1488, atenție, în numai 3 luni și 3 săptămâni, adică din 26 mai la 14 septembrie. Celebrul albastru de Voroneț, cum se zice, a dat de furcă specialiștilor. Denumirea lui este albastru azurit. Oricum ar fi, compoziția culorii a rămas un mister până s-au făcut teste minuțioase de laborator. Acum se știe că la baza albastrului a stat azuritul. Piatra se fărâmița până ajungea praf și devenea vopsea prin amestec cu o substanță organică ce nu a fost încă identificată. Orice test îți arată compușii chimici de bază, cum au fost ei legați inițial, mai ales într-o substanță organică, este greu de aflat. Azuritul nu se găsește nativ în România și, având în vedere suprafața mare pictată cu albastru, ridicarea bisericii a costat probabil o avere. Azuritul este un mineral secundar care se formează prin procesele chimice de degradare a calcopiritei sau a altor minerale din categoria sulfiților de fier sau cupru. Locurile mai importante unde s-au descoperit mineralul sunt Guangdong în China, Shaanxi, Lyon în Franța, Tusi în Maroc, Tsumeb în Namibia și Bisbee, Arizona, Statele Unite. Acesta este albastrul de Voroneț.